Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Este posibilă demisia fără preaviz? Dar demisia în alb este oare legală? Ce este procedura de concediere și de ce sunt interesați angajatorii să o eludeze? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom răspunde imediat, aici, în direct, în emisiunea Oamenii și Legea. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că astăzi vorbim despre probleme actuale la locul de muncă. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru că veți afla sfaturi juridice practice, recomandări și răspunsuri la întrebările adresate prin scrisori, mesaje la numărul de WhatsApp 0728754133, precum și la adresa de mail oamenisilegea@tvr.ro. De asemenea, ne puteți suna în direct la telefonul telespectatorului 0734449399. Este important să știți că vom răspunde doar la întrebări care nu au legătură cu dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dragi spectatori, și astăzi Oamenii și Legea va fi sursa dumneavoastră de informare. Așa cum ați aflat deja, tema pe care o vom dezbate vizează probleme actuale la locul de muncă și pentru asta am invitat-o alături de mine pe doamna avocat dr. Isabela Delia Popa, avocat în Baroul București. Bine ați venit, doamna avocat! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o bucurie deosebită să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Da, pentru că, ca de fiecare dată, emisiunea Oamenii și Legea aduce alături, aici în studio, numai specialiști pe temă, aplicat. Și asta este foarte bine pentru că e un motiv pentru care telespectatorii ne scriu. Sper să și sunați, dragi telespectatori, dacă vă confruntați cu o situație pe latura aceasta a dreptului muncii, pentru că noi suntem aici și vă vom răspunde. Dar aș începe a vă spune că, potrivit articolului 81 din Codul Muncii, demisia este un act unilateral de voință prin care angajatul anunță angajatorul cu privire la încetarea contractului individual de muncă, fără să-și motiveze decizia sau să solicite anterior vreo aprobare de la angajator. Actul unilateral de voință al salariatului, care printr-o notificare scrisă comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă după împlinirea unui termen de preaviz, așa spune textul de lege. Dar uite, Isabela, cred că este mult mai important să le explicăm pe înțelesul telespectatorilor, ceea ce presupune demisia, dar în egală măsură vreau să te întreb care sunt motivele pentru care oamenii de multe ori demisionează, ajung la demisie. Demisia poate interveni dintr-un număr variat de motive. Un prim motiv e că salariatul este nemulțumit de condițiile de muncă. Un al doilea motiv poate fi pur și simplu primirea unei oferte mai bune pentru un alt loc de muncă. De asemenea, poate fi și situația în care salariatul dorește să ia o pauză, mai ales în contextul post-pandemic, când cu toții ne-am reconfigurat puțin scara interioară de valori, dacă vreți, și da, coordonatele după care vrem să ne trăim viața. Sunt foarte mulți salariați care decid să ia o pauză, să trăiască diferit sau în alte condiții și atunci demisionează. Dar poți să demisioneze așa, oricând, în orice moment, trebuie motivată demisia? Demisia este drept recunoscut de lege salariatului să înceteze raportul de muncă oricând dorește acesta. Da. Aici aș face o precizare și care mi se pare mie foarte importantă. În limbajul uzual cutumiar se vorbește despre o cerere de demisie. Demisia nu este o cerere, este o notificare. Da. Se anunță angajatorul cu privire la intenția de a înceta raportul de muncă. Când spunem cerere de demisie, asta implicit ar presupune și un eventual acord sau dezacord al angajatorului, ceea ce nu este cazul. Angajatorul doar este notificat. Demisia este un act destul de simplu de făcut la o primă vedere, însă legea însă își impune anumite condiții. În primul rând trebuie să fie vorba de o notificare scrisă. Da. Primesc de-a lungul timpului întrebări în calitate de avocat, dacă e posibil, vă dau un exemplu, e posibil să-mi dau demisia printr-un mesaj vocal pe WhatsApp? Da. Mi-am informat superiorul ierarhic direct printr-un mesaj vocal cum că vreau să demisionez. Ei bine, o atare formulă, chiar dacă este dusă ușor în extremă, nu este valabilă, nu poate produce consecințe potrivit legii.
Vorbim de o foaie A4 în care salariatul trebuie să se identifice cu nume prenume, să indice funcția pe care o ocupă și să-și manifeste expres intenția de a înceta raportul de muncă. Da, așa este. Evident, orice încetare nu poate fi pur discreționară, în sensul în care trebuie să respecte termen de preaviz pe care de altfel legea îl stabilește. Da. Și pe de altă parte, trebuie să fii informat în momentul în care iei această decizie, adică să-ți cunoști foarte bine contractul individual de muncă, nu sunt acolo inserate niște clauze. Clauzele acelea ar putea contraveni într-un fel sau altul unei poziții unilaterale luate de angajat? Nu ar putea contraveni unei poziții luate de angajat, dar în schimb ar putea condiționa puțin, dacă aș putea formula astfel, modalitatea în care încetează contractul de muncă. Acum, sunt foarte multe cazuri în care salariații își dau demisia spontan, într-un acces de nervi, într-un moment de supărare, într-un moment încordat, tensionat la locul de muncă, fără a citi în prealabil contractul individual de muncă pe care l-au semnat probabil cu niște ani anterior sau regulamentul intern. De ce e important a fi citite clauzele contractuale pe care de altfel și le-a asumat la momentul începerii relației de muncă? Pentru că este posibil acolo ca termenul de preaviz să fie diferit de cel standard prevăzut de codul muncii și care să fie de altfel poate în favoarea lui. Exact. Poate avea de asemenea anumite clauze de neconcurență, clauze de confidențialitate sau anumite condiționări, adică poți să demisiona absolut oricând, însă trebuie să respecti următoarele obligații față de noi, angajator, unitatea angajatoare. Și atunci, da, trebuie citite toate aceste clauze. Oricum vom discuta pe parcursul emisiunii, pentru că sunt anumite aspecte extrem de importante pe care oamenii trebuie să le cunoască. Pe de altă parte, înainte de a da citire unei scrisori, aș vrea să te întreb, doamna avocat, sunt și situații în care, atunci când omul se angajează, angajatorul poate să bage pe sub nas angajatului, da, omului care vine să se angajeze, o hârtie pe care să o semneze în alb, care poate fi folosită la un moment dat împotriva lui drept demisie în alb, chiar dacă omul nu și-a manifestat voința, dar este semnată de el. Se aplică oare și astfel de practici ilegale? Da, se întâlnesc în practică. Atunci când o persoană se angajează, are o disponibilitate foarte mare în a semna ceea ce îi se prezintă la semnat. În acest context, e posibil ca angajatorul să-i înmâneze o demisie în alb, generic vorbind. Este o practică ilegală și care în sine nu poate produce efecte ca atare. Nu pot să manifest consimțământul de la momentul la care am început relația de muncă cu privire la o încetare viitoare nedeterminată, nu știm când, ci atunci când vei dori tu, angajator. Da. Demisia presupune, în esența ei, manifestarea expresă, intimă, interioară, da, a salariatului de a înceta relația de muncă, care nu poate fi dată așa, după un element voluptoriu, viitor, nedeterminat. Da. Înainte de a citi scrisoarea, aș vrea să le spun telespectatorilor că eu pot să citesc mesajele dumneavoastră, dragi telespectatori, dacă le trimiteți la 0728754133. Da? Dacă mă sunați, nu pot să vă răspund, dar dacă îmi scrieți pe WhatsApp, eu vă voi citi mesajele sau prin mesaj normal, da? Și de asemenea ne puteți suna, așa cum am precizat și mai devreme, la numărul de telefon al telespectatorului 0734449399. Așa ca să câștigăm timp, nu de alta. Iată ce spune, ne-a scris cineva, mai multe persoane ne-au scris și prima scrisoare, să-i dau citire, doamna avocat. Este suficientă doar o notificare scrisă din partea angajatorului pentru încetarea contractului de muncă în perioada de probă? Deci aici se referă la perioada de probă. Trebuie menționat și motivul în notificare? În revisal se operează cel târziu la data încetării contractului? Sunt mai multe întrebări, sesizez aici. Bun, aici discutăm despre perioada de probă,
Da. Care este stabilită la momentul încheierii contractului individual de muncă și care are într-adevăr o particularitate în materie de legislație în ceea ce privește încetarea relației de muncă. Perioada de probă este o perioadă fixată de lege cu rolul ca ambele părți ale contractului de muncă să se cunoască reciproc. Acum, la momentul interviului, da, pentru ocuparea unui post, cum îmi place mie să spun, fiecare vinde ce are mai bun. Salariatul întotdeauna va spune, precum mine, nu vei mai găsi. Angajatorul AIDMA va spune că modul de lucru în cadrul acelei unități este extraordinar. Știți, replica standard, suntem o echipă tânără, muncim în condiții fără stres. Ei bine, legea recunoaște această perioadă de probă ca o perioadă în care ambele părți pot să se cunoască reciproc și să decidă dacă pot continua într-adevăr relația de muncă pe un termen nedeterminat. În atare condiții, articolul 31 din Codul Muncii recunoaște totodată posibilitatea ca atât salariatul cât și angajatorul să poată înceta relația de muncă în perioada de probă fără preaviz. Am înțeles. În situația în care descoperă că nu sunt întrunite așteptările, dacă vreți, unia sau altuia ca și... De asta este și spune de probă. Exact, perioada de probă. Acum, întrebarea era dacă este suficientă o notificare, doar o notificare scrisă. Da, răspunsul este da și este dat chiar de lege. Legea este foarte clară sub acest aspect. Dacă trebuie indicat și motivul în notificare, răspunsul este nu. Dar aici aș face o mică precizare. Textul legal, dacă îl citim, mă refer la acest articol 31 din Codul Muncii, spune că nu este necesară motivarea efectivă. Da. Însă, în realitate, pentru situația în care salariatul ar contesta o eventuală notificare a angajatorului, angajatorul trebuie să poată să probeze faptul că notificarea sa și intenția sa de a înceta relația de muncă a avut în considerare aptitudine profesionale și personale ale salariatului. Vă dau un exemplu. După telefon, avem un telefon acum, doamna avocat, și este important să continuăm discuția, pentru că, ca și în orice alt obiect juridic, atunci când ajungem în instanță, este clar că e nevoie totuși de o motivare ca să fie acoperit inclusiv angajatorul. Dar haideți să vedem cine ne-a sunat. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua, doamna! Cine sunteți și de unde ne sunteți? Domnul Tudor din Greva vă deranjează. Spuneți, domnule Tudor. Doamne, eu sunt angajatul unei firme de fază din... contractul e din 2020. În octombrie anul trecut, din cauza unor probleme de sănătate, am intrat în concediu medical pe o perioadă destul de lungă. Da. Și în momentul de față tot în concediu medical până pe data de 13 aprilie sunt. Da. Aș dori să știu, în momentul în care revin la serviciu, angajatorul își poate manifesta dorința de a-mi desface contractul de muncă, vorbesc ipotetic. Fiindcă pe postul unde sunt eu, unde lucrez eu, a angajat o altă persoană. Eu nu știu care sunt relațiile contractuale între persoana respectivă și angajatorul meu. Am înțeles. Eu sunt cu contract pe perioadă nedeterminată de timp, norma întreagă. Important. Da. Și vreau să știu că după ce termin concediul medical, urmez un tratament pentru tuberculoză. Da. Finalizez la data de 13 aprilie și vreau să știu că dacă pe data de 18 aprilie aș putea să mă reîntorc la locul de muncă unde. Deci pe același post este în momentul de față o altă persoană angajată. Am înțeles. Normal ar fi să nu se întâmple așa ceva și legal și firesc. Doamna avocat, trebuie să stea liniștit domnul Tudor. Ce spuneți? Pe baza datelor prezentate, răspunsul este da. De ce? Pentru că dumneavoastră sunteți titularul unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Contractul dumneavoastră acum este suspendat. Sunteți în concediu medical. Suspendarea, ca să explic în cuvinte foarte simple, înseamnă contractul e în aer. Nici nu se muncește, nici nu se plătește, dar postul există și este păstrat pentru dumneavoastră. Acum, față de împrejurarea că altcineva lucrează pe postul dumneavoastră, asta n-ar trebui să vă sperie. De ce? Pentru că legea dă voie angajatorului ca pe durata cât titularul de post are contractul suspendat,
să angajeze o persoană care să suplinească atribuțiile aferente acelui post. Cred că asta s-a întâmplat. Raportat la situația noastră personală, spuneați așa că până în 13 aprilie sunteți în concediu medical, ați menționat și boala. Da. Eu cred că lucrurile se vor întâmpla în felul următor. Va trebui să urmați o serie de examinări medicale, iar medicul de medicină a muncii va trebui să vă evalueze. Sunt trei, dacă vreți, validări sau confirmări pe care vi le poate da. Că sunteți apt de muncă, că sunteți apt condiționat de muncă în raport de starea dumneavoastră fizică la momentul respectiv, sau că sunteți inapt. Singura situație, dacă vreți, problematică ar fi în situația în care veți fi declarat inapt. Doar într-o atare situație angajatorul ar putea să vă desfacă contractul individual de muncă pentru inaptitudine fizică. Doar într-o atare situație. În baza acelei decizii date de medicul de medicină a muncii. Exact. Nu? Doar în situația în care medicul de medicină a muncii vă declară inapt. Doar atunci. Dar este obligatorie această analiză medicală după ce depășește acest moment? Este obligatorie potrivit legii, dată fiind și perioada îndelungată de absență de la locul de muncă. Da. Trebuie să, și chiar dacă n-ați fi avut boala de care ați menționat dumneavoastră, putea să fie orice altceva. Oricum examinarea medicală ar fi fost obligatorie și ar fi trebuit să o urmați. Acum, și raportat la diagnosticul primit, știți și noastră că la momentul la care vă angajați se fac niște analize standard, da, pentru angajare de sânge, de plămâni. Se are în vedere faptul că salariatul urmează să intre într-o comunitate. Și atunci interesul angajatorului este să protejeze ceilalți salariați și mediul efectiv de lucru, de muncă. Prima dată, doamna, eu am fost diagnosticat cu tuberculoză extrapulmonară. La plămâni nu am absolut nimic. Da, da. Am înțeles. Doamna avocat, a dorit să vă dea toate elementele pe care trebuie să le aveți în vedere. Domnule Tudor. Da? Vă dorim sănătate și să vă întoarceți la serviciu cât de repede. Numai bine vă doresc. La revedere. Numai bine. Continuăm emisiunea foarte interesantă, spun eu. Alături de mine în continuare este doamna avocat Isabela Popa. Dar aș vrea înainte, doamna avocat, să le spun telespectatorilor că, și cred că știți, sunt convinsă, concedierea poate avea la bază motive care țin fie de persoana angajatului, fie de considerente economice. În oricare dintre situații, angajatorul este ținut la parcurgerea unor proceduri premergătoare actului de concediere, fie că este vorba despre luarea unor decizii comerciale, de redimensionare a activității și de selecția angajaților concediați pentru astfel de considerente, fie că este vorba despre curgerea procedurilor de anchetă disciplinară sau de evaluarea, nu știu, nepotrivirii profesionale, spre exemplu. Prin punerea la dispoziția angajatorului a unei demisii în alb, aceasta din urmă se va folosi de ea ori de câte ori intenționează fraudulos să eludeze procedurile anterior menționate. Mai mult, cum demisia nu trebuie să fie motivată, de multe ori demisia în alb va putea fi folosită la discreție și la mâna liberă a angajatorului. Este important să știți care sunt pașii legali pe care trebuie să-i parcurgă un angajat încă din fază incipientă, adică atunci când află că urmează să fie concediat, iar angajatorul nu îi oferă mai multe informații. Sunt câteva date pe care le vom dezvolta acum în emisiune, doamna avocat Isabela Popa, dar nu înainte de... Am rămas puțin restante, cred, la scrisoarea anterioară și voi tu să mai spui ceva. În pauza de publicitate mi-ai... Discuția era despre încetarea contractului de muncă în perioada de probă. De probă, așa. Și spuneam că potrivit legii sau textului de lege, astfel cum este el creionat în cuprinsul codului muncii, notificarea de încetare nu trebuie să fie motivat. Doar că, și v-am să ofer un exemplu explicativ, spun eu, pentru această situație,
Angajatorul poate înceta sau dispune încetarea relației de muncă doar în ipoteza în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă sau nu are aptitudine personale necesare pentru ocuparea acelui post, chiar dacă la momentul intervievării lucrurile păreau a fi pe făgașul cel bun. Pera contrario, ca să spun altfel, notificarea sau intenția de încetare nu poate avea alte aspecte în vedere. Și aici v-am să dau un exemplu in extremis. Să spun angajatorul, acum am aflat că aveți copii. Păi știți, nu, ne trebuie persoană fără responsabilități și fără, adică cu disponibilitate spre program prelungit. În atare condiții, fiind în perioada de probă și fiind foarte ușor să încetăm contractul de muncă, vă notificăm încetarea. O atare abordare poate fi contestată în instanță și salariatul poate dovedi faptul că s-a încercat, după cum menționai mai devreme, eludarea prevederilor legale. Am înțeles și este foarte important de reținut, dragi telespectatori. Haideți să citim o altă scrisoare și rog pe telespectatori să-mi trimită mesaje. Atunci, uite, și acum mă sunați la numărul 0728754133. Eu nu vă pot răspunde decât dacă îmi trimiteți mesaj, da? Așa. Spune cineva. Bună ziua, am întâmpinat următoarea problemă. Contractul individual de muncă încheiat în 16.02.2023 prin acordul părților m-au dus la CNAS să-mi fac asigurare și doamna de acolo, după ce a băgat CNP-ul meu, îmi spune că am încheiat contractul prin demisie. Chiar a insistat că așa este. Nu înțeleg. Mai am asigurare de sănătate 3 luni după încheierea contractului individual de muncă? Vă mulțumesc. Astea sunt datele pe care ni le dă doamna. Deci, ca să parafrazez, sau sper că am înțeles corect, doamna a încetat relația de muncă în 16-a doua, am notat eu, anul acesta, prin acordul părților. S-a adresat casei de asigurări de sănătate. Da. Care i-au comunicat că nu mai este asigurat în sistemul public, întrucât figurează că a încetat raport de muncă prin demisie. Și întrebarea doamnei este, n-ar trebui să fie asigurată 3 luni ulterior? Asta înțeleg eu că sunt datele problemei. Acum, ca și o informație de ordin general, fiecare dintre noi, fiecare cetățean al României își poate verifica singur, online, statusul asigurat, neasigurat în sistemul public de sănătate. Se poate identifica foarte ușor la o căutare pe internet, pe un motor public de căutare. Este platforma informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Se introduce CNP-ul și sistemul vă confirmă pe loc, în timp real, dacă sunteți asigurat sau neasigurat în sistemul public de sănătate, data înscrierii la medicul de familie și dacă există sau nu există card de sănătate. Ca să răspund întrebării telespectatorului sau telespectatoarei dumneavoastră, potrivit legii, și aici este vorba de legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, calitatea de asigurat se menține pentru 3 luni ulterior încetării raportului de muncă sau raportului de serviciu. Vorbim de raport de serviciu în cazul funcționarilor publici. Este irelevant din ce motiv a încetat. Pentru că legea însă îmi spune de la momentul încetării că e demisie, că e concediere, că e acordul părților, că e de drept, nu contează, se menține pentru 3 luni. Prin urmare, în cazul pus în discuție, calitatea trebuie menținută. Eu cred că este mai mult o problemă cu baza Casei Naționale de Asigurări de Sănătate decât cu problema angajatorului. Am înțeles. Uite, cineva ne întreabă, care sunt pașii de făcut în urma unei cereri de demisie? Renunțarea angajatorului la termenul de preaviz în cazul demisiei nu transformă încetarea contractului individual de muncă prin demisie în încetarea prin acordul părților? Iată cum a pus problema. Da, întrebarea este interesantă din următoarea perspectivă. Cu riscul de a mă repeta, dar în speranța că se reține mai ușor, nu vorbim de o cerere de demisie, ci vorbim despre o notificare, care sunt pașii, se scrie demisia ideal prin scriere de mână, se semnează, foarte important, se semnează demisia în mod efectiv și se transmite angajatorului.
Acum, în mod ideal, ar trebui să fie transmisă prin poștă cu confirmare de primire și cu conținut declarat. Foarte rar se întâmplă acest lucru. De regulă, salariatul merge cu foaia A4 și o depune la registratură, la resurse umane, așa, fiecare cum are organizare. Ce recomand tuturor telespectatorilor și tuturor persoanelor cu care apuc să discut despre această chestiune, să facă o fotocopie după respectivul act și să-și ia numărul de înregistrare atribuit de angajator pe respectivul act. Pentru că dacă există un singur exemplar care e lăsat la resurse umane, la registratură sau la superiorul direct, se poate pretinde la un moment dat, și s-au văzut cazuri, că nu s-a depus absolut nimic. Și regula asta e pentru toate documentele pe care le depuneți prin registratură, să le depuneți în dublu exemplar și să luați număr de înregistrare. Sau acum că tot tehnologia a avansat foarte mult și toată lumea dispune de un telefon, să se facă poză după documentul efectiv depus cu număr de înregistrare, să existe o dovadă efectivă a depunerii. Asta este tot ce trebuie să facă salariatul, deci să scrie demisia și să o depună, să aibă dovada depunerii. Întrebarea a doua era... Putem să luăm telefonul care și după aceea, uite, am primit și mesaj să le citim. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Spuneți. Marian din București vă deranjează, doamna Bocan. Bună ziua, domnule Marian. Am și o situație, o nedumerire, pentru că nu știu cum să procedez. Ați avea nevoie de un spațiu juridic din partea dumneavoastră. Vă rog. Lucrez la o firmă și condițiile de acolo nu mai îmi convin și aș vrea să-mi dau demisia. Și mă interesează dacă eu sunt obligat, pot să evit situația preavizului de a sta cele 30 de zile încă la angajatorul respectiv de unde vreau să-mi dau demisia. Ce mă sfătuiți? Cum ar trebui să procedez? Termenul de preaviz este stabilit prin contractul individual de muncă sau sunt situații termenul în care de preaviz, în cazul demisiei, este stabilit prin lege. Legea spune că nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare în cazul funcțiilor de execuție, respectiv 45 de zile lucrătoare în cazul funcțiilor de conducere. Da. 20 de zile lucrătoare înseamnă, grosomodo, o lună. Asta înseamnă că din momentul în care ți-ai depus demisia, o lună ești ținut să lucrezi. Deci domnul poate să termenul de preaviz, că aici trebuie explicat puțin. Este un interval de timp dat prin lege în favoarea angajatorului ca să găsească un substitut pentru salariatul demisionar. Sau pentru a se face predarea documentelor sau a gestiunii efective a postului respectiv. Există o singură situație în care puteți legal să nu respectați termenul de preaviz, în situația în care angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de dumneavoastră ca și salariat. Vă dau și baza legală, este articolul 81 alineatul 8 din Codul Muncii și care prevede în mod expres faptul că salariatul poate demisiona fără preaviz, adică nu sunteți ținut să-l respectați și să mergeți la lucru, dacă angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile. Doar că aici ne trebuie puțin atenție, nu vorbim despre orice fel de obligații. Vorbim de obligațiile substanțiale, fie nu va plăti salariu, fie nu va asigura echipamentul de lucru de care aveți imperios nevoie pentru desfășurarea activității. Nu așa orice fel de obligații, oricât de simple ar fi acestea. Altfel, potrivit legii, sunteți ținuți să respectați termenul de preaviz. Acum, întrebarea generică este către orice avocat, ce mi se poate întâmpla? Care este riscul dacă eu nu respect? Riscul este ca angajatorul să demareze o procedură de cercetare disciplinară în ceea ce vă privește și în acest interval de o lună, spuneam, grosomodo, 20 de zile lucrătoare, să-și emită o decizie de sancționare, concediere, astfel încât raportul noastră de muncă să înceteze efectiv prin concediere disciplinară. Ceea ce nu l-avantajează. În instanță ar putea să... Da, ceea ce în mod evident nu v-ar avantaja în mod efectiv. Mai există un risc, dar este mai mult ipotetic din punctul meu de vedere. Aici depinde foarte mult și de postul efectiv ocupat. Angajatorul poate merge el însuși în instanță
pentru a cere despăgubiri de la salariat pentru nerespectarea perioadei de preaviz. Doar că acolo trebuie să dovedească existența unui prejudiciu și gravitatea unui prejudiciu. Am înțeles. Da. Deci, în concluzie, ce îi recomandăm domnului Marian să facă? Să rămână în continuare să-și deruleze activitatea, desfășoare activitatea? Să vă desfășurați activitatea, alternativ să întrebați angajatorul dacă nu vrea să renunțe el însuși la termen de preaviz. Angajatorul are posibilitatea să renunțe la termen de preaviz, urmând a înceta raportul de muncă mai devreme. Pe de altă parte, 20 de zile lucrătoare înseamnă încă o lună, este încă o lună de salariu. E un calcul pe care dumneavoastră personal trebuie să vi-l faceți, o analiză a bugetului familiei, dacă vreți, și să stabiliți dacă mai aveți nevoie de acești bănuți sau nu. Sper că v-am lămurit. Vă mulțumim, domnule Marian, da, că a sunat. Pentru explicații și pentru tot ce mulțumim. Mi-a folosit și o să țin cont. Vă mulțumesc mult. Numai bine vă dorim și succes. La revedere. Iată, cineva a scris mai devreme. Bună ziua, aș dori să știu în ce condiții pot recurge la contestarea pe cale legală a deciziei de concediere dacă aceasta este abuzivă și în ce condiții se consideră abuzivă o decizie de concediere. Există ca un prim aspect și ăsta este cel mai important. Există un termen fix în care o decizie poate fi contestată, 45 de zile de la comunicare, sau în cazul în care e vorba de o concediere disciplinară, este de 30 de zile de la comunicare. Altfel spus, dacă a expirat acest termen, oricât de nelegală, abuzivă ar fi decizia respectivă, ea va rămâne ca atare și orice demers în instanță ulterior va fi respins ca tardiv formulat. Deci, în primul rând, trebuie să vă încadrați în acest termen. Probabilitatea ca acea decizie să fie nelegală, dacă salariatul însuși a sesizat acest aspect, presupun, fără a avea ajutor juridic de specialitate la îndemână, este foarte mare. De ce? Pentru că în România este foarte greu să dai afară. Exact. În România, prin lege, sunt impuse condiții foarte stricte de formă și de timp, dacă vreți, da? de termene, în sarcina angajatorilor. Sunt foarte multe situații în care angajatorii, dacă vreți, în mod legitim concediază un salariat, dar întocmesc hârtiile greșit. Întocmind greșit, adică fără a fi în conformitate cu legea, instanța anulează respectiva încetare și dispune reintegrarea salariatului pe postul deținut anterior. După cum există marea majoritate a situațiilor în care angajatorii se grăbesc să dea afară, vor să scape de un anumit salariat, grăbindu-se să dea afară, întocmesc hârtiile în orice formă, de foarte multe ori mizând pe faptul că salariatul nu are banii suficienți și timpul suficient pentru a contesta respectiva decizie, iar cei care merg în instanță de cele mai multe ori au câștig de cauză. Numărul dosarelor de instanță admise pe concedieri nelegale este deosebit de mare. Întreabă cineva așa rapid acum, bună ziua, o decizie de concediere transmisă pe WhatsApp de angajator este valabilă? Am vorbit noi mai devreme, nu este valabilă. E totuși în format scris. Nu o să indic prevederi legale, că vorbim de prevederi din codul de procedură civilă, în materie de probatoriu, tot ce înseamnă înscrisul în format electronic, dar în măsura în care vorbim de un document PDF, deci nu un document Word care este editabil, se poate umbla pe el și care este transmis pe WhatsApp, în sine este valabilă și poate fi transmisă. Dar poate fi interpretat diferit de la o instanță la alta, de la un judecător la altul. Mai bine pe mail, dar uite, care e diferența între mail și WhatsApp? Că tot în format electronic este. Doamna, cred că a completat și a spus că în PDF, dacă nu mă înșel. Mă bucur că îmi scrieți, asta demonstrează că sunteți atenți la emisiune. PDF, spunea. Inițial a fost discuția dacă este valabilă doar transmiterea de către angajator a deciziei de concediere prin poștă sau prin curier, da? Printr-un serviciu de transmitere efectivă, sau dacă poate fi transmisă pe e-mail. Da. Instanța supremă a venit cu titlul de clarificare și a spus este valabilă decizia de concediere transmisă inclusiv pe e-mail, câtă vreme transmiterea s-a realizat pe adresa de serviciu a salariatului sau pe adresa personală, dar doar în măsura în care
exista o uzanță de comunicare între angajator și salariatul respectiv. Oricum, ca să eviți orice risc posibil și imposibil, chiar și pe mail, se poate întâmpla orice, mai bine prin poștă. E sfânt să ai data poștei. Acum cred că întrebarea era sincer din perspectiva salariatului, din perspectiva salariatului care întreabă, am primit pe WhatsApp decizia, e valabilă sau nu? Așa, important și asta. În principiu... Sper că nu se trimit pe WhatsApp deciziile. Dacă ar exista și alte elemente de contestare, recomandarea, cred eu, a oricărui avocat ar fi să vă adresați instanțe de judecată. Dacă, în schimb, decizia pare a fi legal întocmită și temeinică, simplu motiv al transmiterii pe WhatsApp nu cred că ar putea conduce la anularea ei. Să luăm telefonul care este acum, așa, și după aceea, doamna avocat, sper să apucăm, văd că timpul trece rapid, nu avem prea mult, să spunem și procedura prealabilă, dar și procedura din instanță. Dar îl rog totuși pe telespectatorul, ne-am încadrat să vorbim acum, după publicitate, intrați în dialog cu noi. Revenim, dragi telespectatori. Am revenit, dragi telespectatori, și să vorbim cu telespectatorul nostru, căruia îi mulțumim că ne-a așteptat. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați? Marcel din Hunedoara. Spuneți, domnule Marcel. Eu m-am angajat la o firmă în 2016. Cu contract nedeterminat. Da. În 2019 am lucrat în aceeași firmă, la aceeași locație, numai că firma și-a schimbat denumirea. În altă denumire a firmei. Da. Atunci, în 2019, au început să ne treacă către 1.000.000 pe lună, timp de 9 luni de zile, un fel de garanție. În 2022 și-a schimbat iară denumirea firmei. Am lucrat în aceeași locație și mi-am cerut banii pe care mi-au tras 9 luni de zile. Oh. Mi s-a spus să fac o cerere, am făcut cererea în data de 27 iulie și în 27 iulie, când am dat cererea dimineața la ora 7, la ora 3 au venit cu desfacerea contractului de muncă. Și au zis că de mâine nu mai veniți la servici, că vi s-a desfăcut contractul pe bază că s-a terminat perioada de probă după 7 ani. Interesantă speța, complicată în același timp, așa pe scurt, doamnă avocat. Da, mi se pare prea ilegal ce s-a făcut. Vă mulțumesc. Dacă vreți, vi le trimit WhatsApp. Domnule Marcel, haideți să vedem un prim răspuns de la doamna avocat. Este clar că aveți nevoie de mai mult decât ce vă spunem noi acum, deci trebuie să mergeți clar la un avocat specializat în dreptul muncii. Am fost și la avocat și din anul trecut, din august. Nu avem timp, nu mai este timp. Haideți să vedem ce ne spune doamna avocat. Contează opinia doamnei avocat. Vă mulțumesc, domnule Marcel. Așa. Sunt foarte multe situații în practică absolut revoltătoare. Vă și spuneam, chiar salariatul însuși vede dimensiunea extraordinară a abuzului. Dacă datele sunt așa cum au fost prezentate de telespectatorul dumneavoastră, vorbim clar de o fără de lege, o încălcare flagrantă a legii. Firma respectivă și-a schimbat denumirea corporativă, da, denumirea efectivă, pretinzând așadar că e o nouă companie, deși în termen popular era aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Acum, potrivit legii, pe durata unui contract individual de muncă se poate stabili o singură perioadă de probă. În mod evident, așa cum corect a sesizat și telespectatorul dumneavoastră, nu îi poate înceta contractul individual de muncă după 7 ani, socotindu-se o încetare. Din păcate, și îmi pare rău să vă spun lucrul ăsta, părerea mea personală pe baza ceea ce ați povestit este că sunteți într-o situație fără remediu, pentru că acei bănuți reținuți în 2019, de care ați vorbit dumneavoastră, cred că au fost reținuți, aveați ceva în gestiune, în mod clar. Este tipicul de garanție reținută pe baza legii 22/1969, sper să nu greșesc, legea gestionarilor. Reținerea ar fi fost corectă, doar că bănuții trebuiau să fie restituiți către dumneavoastră într-o oarecare formă, doar că astăzi suntem în 2023 și există un termen de prescripție de 3 ani în care orice datorie poate fi solicitată.
dată fiind trecerea timpului, da, 2019-2023, nu cred că mai sunteți în termen, din nou, strict pe baza acestor date. În orice caz, doamnă avocat, concluzionând, instanța ar fi cea care tranșează în mod evident situația domnului. Da, înțelegerea mea este că s-a adresat deja unui avocat, cred că a primit un răspuns similar, dar din nou, foarte multe abuzuri se întâmplă în practică, angajatorii mizând pe lipsa de apărare a salariaților. Mergem mai departe, mi-au intrat cred că vreo 5-6 mesaje acum, sper să mai avem timp să le citim. Zice cineva, stimată doamna avocat Olaru, numele meu este Roscoș, dacă zic bine, Ioan, și urmăresc cu interes emisiunea dumneavoastră transmisă de TVR1, Oamenii și Legea. Apreciez, mă bucur că știți toate aceste date, normal dacă ne urmăriți. Apreciez emisiunea și subiectele, spețele sunt foarte interesante, precum și îndrumările pe care le dați spectatorilor sunt deosebite. Mulțumesc că, uite, apreciați. Mă adresez dumneavoastră în numele colegilor mei care au calitatea de salariați în cadrul serviciului de pompieri din subordinea Consiliului Local, cu rugămintea să vă aplicați asupra următoarelor întrebări din domeniul legislației muncii. Având în vedere prevederile codului muncii, mă rog, dă legea așa, articolul 112, 114, 115, 116, cu precizările că este vorba de personalul contractual angajat cu normă întreagă, programul de lucru este inegal în cadrul săptămânii de lucru și este prevăzut în contractul individual de muncă. Întrebarea mea este dacă programul de lucru în ture, schimburi al personalului de 24 de ore lucrate, urmate de 48 de ore sau 72 de ore de repaus, se încadrează în prevederile legii codului muncii, cu mențiunea că media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice nu depășește 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Sper să nu fie prea mult ce mai. Și mai zice așa, în codul muncii se face referire la contractul colectiv de muncă, al cărui prevederi se negociază între angajator și reprezentantul sindicat sau reprezentantul salariaților, inclusiv programul de lucru inegal. În acest sens, doamnă avocat, a doua întrebare este de către cine se demarează negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă, de către angajator sau de sindicat? Când ar trebui încheiat contractul colectiv de muncă? E prea Încerc mult. Să răspund foarte repede ca să ne încadrăm în timp. Programul de lucru inegal și având în vedere că e vorba de situația pompierilor, cel puțin din descriere pare a fi legal pe baza datelor pe care le-ați dat, adică ați menționat faptul că pe perioada de referință de 4 luni calendaristice vă încadrați într-un program de 48 de ore săptămânale, inclusiv orele suplimentare. Ori aceasta este condiția legală, adică veți găsi un text similar și în codul muncii, care transpune în mod corect și complet directiva europeană în materie de timp de muncă și de timp de odihnă. Este clar că telespectatorul simte că acolo ceva nu este în regulă în materie de timp de muncă. Cred că ar trebui o analiză aprofundată efectiv pe un program de ture, dacă vreți pe o lună, de analizat turele efective și dacă se respectă sau nu legea. Din ceea ce s-a transmis, pare că da. În ceea ce privește contractul colectiv de muncă, iarăși din cum este formulată întrebarea, înțelegerea mea este că nu aveți încheiat un contract colectiv de muncă la acest moment, dar că v-ar interesa pentru negocierea acestui program inegal. Ca un prim pas, ar trebui să vă alegeți reprezentanți ai salariaților. Vă dau și un act normativ 367 din 2022, legea dialogului social, în care sunt indicate destul de clar, spun eu, care sunt condițiile pentru negocierea și încheierea unui contract colectiv de muncă. Adică, în materie de reprezentanței salariaților, legea spune că trebuie să fie cel mult 2 dacă sunt până într-o 100 de salariați angajați, cel mult 3 dacă sunt 3. Și sunt diferite praguri, de asta trebuie analizată. Deci legea, mai repet, legea dialogului social asta din 2022. Da. Cineva spune așa, bună ziua, mă numesc Gheorghe și lucrez în Germania, dar cu angajator român. Și de curând am aflat că nu mi s-a plătit contribuția de stat pe o perioadă de 11 luni din ultimele 24 lucrate. Și eu și soția suntem în acea situație. Nu primim nici fluturașul de plată, doar ne intră banii în contul din România și acolo scrie salar plus diurnă. Atât. Mulțumesc. Ceva de genul acesta ne întreabă domnul care lucrează în Germania, dar angajatorul este român.
și nu i s-a plătit contribuția de stat pe o perioadă de 11 luni din 24. Aceste contracte încheiate de angajatori români cu salariați care sunt trimiși în afară să lucreze, sunt niște contracte speciale, trebuie să cuprindă anumite clauze. Motiv pentru care trebuie să vă asigurați că aveți odată contractul legal încheiat. Dacă știți că angajatorul nu v-a plătit, eu vă recomand, strict pe baza ceea ce ne-ați spus, să faceți o solicitare scrisă către angajator să vă confirme că toate taxele și contribuțiile aferente drepturilor salariale sunt plătite la zi. Angajatorul este obligat să vă confirme acest lucru. Dacă nu, va trebui să purtați o corespondență cu angajatorul în sensul în care să-i puneți în vedere să vi le plătească. Din nou, sunteți ținut, dacă ați ascultat și răspunsul anterior, de acel termen de 3 ani în care vă puteți cere drepturile. Da. Da. În mod normal, simpla dumneavoastră notificare ar trebui să responsabilizeze angajatorul și să facă plățile efective pentru acele sume. Dar din experiența mea profesională, în cadrul acestor scheme de angajare, dacă vreți, angajator român care îi trimite în afară, de regulă contractele au anumite lipsuri și drepturile salariale oricum sunt mai mici decât cele care ar trebui în mod efectiv să fie. Altcineva spune așa, bună ziua, i s-a desfăcut contractul de muncă, dar nu am semnat nimic, ambele părți, am mai lucrat fără contractul la el, acum lucrez în altă parte, dar trebuie să recuperez un rest de bani, ce nu vrea să-mi dea, ce trebuie să fac, constructivă, că mai apucat să scrie, mulțumesc. Mă rog, e un pic scris în grabă mesajul. Legea spune, nu o să indic neapărat o hotărâre de guvern, legea spune în felul următor că angajatorul sau fostul angajator are obligația să pună la dispoziția salariatului actele de personal în termen de 15 zile de la solicitare. Faceți o foaie A4 în care spuneți subsemnatul fost angajat al dumneavoastră, vă solicit să-mi comunicați și cereți adeverință de vechime, extrasul din registrul de evidență a salariaților, decizia de încetare, astfel încât dumneavoastră să aveți acele documente la îndemână. Așa, mai aveai ceva de adăugat? Nu, că nu e timp. Mă simt că la examen. Mai spune, încerc scuze, chiar este contra cronometru și încerc să țin un echilibru ca să răspundem la multe mesaje, pentru că i-am ambiționat pe telespectator să ne scrie și acum nu se mai opresc. Tot domnul Marcel doar ne mai spune acest lucru, am vorbit mai devreme, am dat în judecată în august 2022 și până azi nu a primit nicio citație de la tribunal. La noi, dacă firma are relații, nu se rezolvă nimic la tribunal, mă rog. Oricum durează procedura în mod evident. Durează procedura destul de mult. Aveți posibilitatea să mergeți dumneavoastră personal la tribunal, să vă adresați la arhiva instanței și să întrebați care este stadiul dosarului. Trebuie să aveți în vedere faptul că gradul de încărcare a instanțelor este deosebit de mare și, într-adevăr, dacă dumneavoastră vi se pare că durează mult, gândiți-vă, noi avocații care avem foarte multe dosare și primim termene peste 9-10 luni de la momentul prezent, cum este. Faptul că aveți un dosar pe rol este foarte bine, urmăriți-l îndeaproape, scurt. Presupun că se ocupă cineva de el, dar și să avem încredere totuși în instanță, absolut, și în judecători. Sunt multe mesaje, nu mai am timp să vă citesc, dragile spectatori, le voi extrage pe toate și le vom citi în emisiunea următoare, pentru că doamna Isabela Delia Popa va mai veni clar în emisiunea noastră, dar aș vrea să tragem niște concluzii, dar înainte de a vă întreba cum sunt plătiți oamenii pentru perioada de concediu rămasă după ce demisionează, o întrebare pusă de cineva și ziceam, dar nu avem prea mult timp, niciun minut. La momentul la care încetează contractul de muncă, inclusiv prin demisie, angajatorul are obligația să plătească toate drepturile salariale la zi. Și aici vorbim despre salariul de bază, sporuri, indemnizații. Plus, în ceea ce privește concediul de odihnă anual rămas neefectuat, trebuie să-l compenseze în bani. Acum, deși sunt puține situații, dar se întâmplă și există, se poate întâmpla să existe 2, 3, 5 zile rămase din 2019, da. 2020 și întreabă de regulă justițiabilii, păi mai am dreptul la acele zile? Da. Dreptul de concediu de odihnă anual nu se pierde prin neefectuare și este în principiu imprescriptibil. Asta înseamnă că la momentul la care ați demisionat și urmează înceta relația de muncă, angajatorul trebuie să calculeze la zi toate zilele de concediu care au rămas neefectuate și să le compenseze efectiv în bani. În orice caz, ne trebuie foarte multă atenție, să tragem niște concluzii, pe scurt, doamna avocat, la ce să fie atenți telespectatorii care se găsesc în situația discutată azi, pe scurt.
Atunci când doresc să-și dea demisia, să o facă în scris, să aibă o dovadă a faptului că și-au dat demisia și să nu uite să o semneze. Foarte des se întâmplă să plece hârtiile nesemnate. Am înțeles. Și atunci nu este valabilă. Mulțumesc, doamna avocat. Ne vedem într-o altă emisiune. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc spectatorilor. Ne și scrieți. Eu le citesc atunci când suntem pe temă și vă mulțumesc că ne-a scris și azi, ne-a trimis mesaje. Dragi spectatori, aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. În concluzie, demisia în alb nu este altceva decât un abuz asupra drepturilor angajatului. Prin semnarea unei demisii în alb, ești de acord ca angajatorul să te poată concedia eludând procedura legală. Deci trebuie să fiți foarte atenți să vedeți ce semnați, da? Atât pentru astăzi, sunt Mihaela Olaru, ne vedem și mâine la ora 13 în emisiunea juridică Oamenii și Legea, când vom discuta cu avocatul Alin Ioan Axente câteva date despre insolvență, da? Insolvența, remediu, sancțiuni, societăți comerciale, persoane fizice, sunt multe de discutat pe latura asta. Ne vedem mâine la ora 13. Să aveți o zi frumoasă! La revedere!